Bună ziua, dragi cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi este din nou alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre o nouă carte, o nouă apariție editorială. Este vorba despre Muntele de Aur, minunatele povestiri hasidice despre rabinul Israel Baal Shem Tov și despre strănepotul său, rabinul Nachman, recuperate de Levine Meyer din surse ebraice idiș. Muntele de Aur, o carte publicată în colecția Sefer, în campania online desfășurată pe site-ul editurii Herald, noutăți editoriale. Cu 200 de ani în urmă, într-o colibă îndepărtată din munții Carpați, a trăit un făcător de minuni pe nume Rabbi Israel. Unii spun că nu a existat niciodată. La fel s-a spus și despre regele Artur și despre Iisus Hristos, însă legendele lor s-au păstrat până în ziua de azi. Unii spun că Israel nu a fost niciodată rabin, ci mai degrabă un țăran neinstruit care și-a creat singur autoritatea. Se spune că încă de când era copil a părăsit școala din sat ca să fugă în pădure, unde a învățat graiul animalelor și pe cel al păsărilor, al copacilor, pietrelor și florilor. Pentru că vorbim despre povestiri hasidice și despre ceea ce a însemnat hasidismul, probabil că la un moment dat, pe parcursul discuției noastre, vom face și o referire la, să spunem, folclorul balcanic. Dacă facem niște paralele și ne gândim la o altă carte despre care noi am vorbit, o carte foarte frumoasă publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, este vorba despre peripețiile lui Nastratin Hoxha. Și de asemenea, dacă ar fi să fac o referire, și cu siguranță fiecare popor, fiecare națiune are astfel de personaje în folclorul său. La noi ar fi vorba despre înțelepciunea populară, da, a lui Păcală. Așadar, povestiri hasidice, ce este hasidismul și de ce v-a impresionat această carte, Muntele de Aur? Hasidismul este, contrar unei păreri, după mine, total nefondată, și anume că este vorba despre o cabală populară. Este o contradicție în termen. Cabala fiind vorba de ezoterismul iudaic, prin natura lui ezoterismul nu este de masă, ca să spun așa, este o poartă strâmtă. Aparține unei elite o asemenea viziune, deci nu poate să fie popular. Deci, dar sigur că baza conceptuală, aș spune că sigur că este vorba de cabală. Este o preluare, până la urmă, în hasidism distingem două perioade foarte, foarte bine determinate. Atunci când vorbim de hasidismul de secol 18-19, cel pe care îl reprezintă până la urmă Baal Shem Tov, Besht, cum se spunea mai scurt, nu? El nu a apărut din nimic și are o tradiție foarte lungă, adică secolul 12-13 din Germania este revelator din acest punct de vedere, pentru că acolo a și apărut până la urmă această mișcare hasidică. Are trei reprezentanți importanți: Samuel din Speyer, da? Yehuda din Worms și Eliezer din Worms. Yehuda din Worms este personajul cel mai important. El este cel care a și transmis prin scris toată această mișcare până la urmă, într-adevăr, de masă, putem să spunem, în sensul că ea a cuprins mase largi de credincioși. În momentul în care apare în Germania medievală acest curent hasidic, mișcarea rabinică era oarecum blocată, ca să spun așa, în preocupări strict teoretice. Și se simțea nevoia de o revitalizare a practicii simple a credinciosului care nu are pregătirea necesară, dar care el merge, vrea să meargă cu toată sinceritatea și cu toată strădania pe calea pe care i-o arată Dumnezeu. Și acest secol
a durat un singur secol, să știți, de la 1150 până la 1250, cei trei reprezentanți de care am amintit. La vremea aceea, hasidismul însemna trei lucruri foarte importante și care reprezentau principiile fundamentale ale acestei mișcări. Unul era renunțarea ascetică la lume. Sigur, nu în sensul unei retrageri, ci al unei abandonări a acestei pasiuni pentru a avea de acumulare și așa mai departe. Adică o revitalizare a spiritului credinciosului, a pioșenii lui interioare, care să-l așeze în lume într-o oarecare independență față de ea. Un al doilea principiu era seninătatea spirituală. Foarte important. Liniștea interioară. Nu te poți ruga la Dumnezeu atât timp cât ești prins în toate legăturile vampirice, fie vorba între noi, lumii acesteia, și fiind foarte tulburat. Al treilea principiu, era un principiu de viață. Este vorba de o atitudine altruistă, chiar extremă, aș spune. Astea erau cele trei idei fundamentale ale acestei mișcări hasidice de secol 12-13. Sigur că ea nu s-a întrerupt, ea s-a transmis în populație. Numai că, vedeți, prezența rabinilor și prezența școlilor rabinice foarte puternică și întotdeauna în primul plan al mișcării spirituale, nu a fost la fel de prezentă și în zona Lituaniei, Podolia, Polonia, Ucraina. Nu era la fel de puternică. Și sigur că lumea era ceva, adică evreii erau ceva mai departe de centrul preocupărilor acestea intelectuale și de foarte înaltă, de foarte mare altitudine. Este interesant și faptul că la baza acestei mișcări pe care a constituit-o până la urmă în proporțiile pe care le știm Baal Shem Tov, se bazează de fapt pe învățătura care se desprinde ca practică spirituală din doctrina lui Luria, din cabala lurianică. Ea se bazează pe cabala lurianică. Chiar Buber, unul de mari comentatori, de altfel și o figură importantă a exegezei, dar spune că este vorba până la urmă, în ceea ce privește hasidismul, este vorba de un cabalism, spune el, devenit etică. Aspectul ăsta etic, moral, este foarte prezent. Și sigur că tindem să rămânem numai la această aparență de viață morală, de viață foarte dreaptă, onestă și așa mai departe. Dar fundamentul este unul spiritual, fundamentul merge foarte departe. Nu este vorba doar de respectarea unor prescripții religioase, ci este vorba și de o revitalizare a doctrinei, o revitalizare a fundamentului doctrinar până la urmă, încât credința trebuie să fie ceea ce știm și din creștinism, trebuie să fie vie, ea trebuie să te conducă cu pași siguri spre Dumnezeu, spre adevăr. Modul de manifestare al acestor hasidiți era unul puțin ciudat sau pentru zona de care vorbim noi, centrală europeană și ușor spre est, să spunem așa, spre Ucraina, nu? Era oarecum neobișnuită. De ce? Pentru că vedem și din povestirile hasidice în care Baal Shem Tov ocupă primul loc, nu? Vedem că avea un mod foarte puțin elaborat de a se comporta și de a comunica. Se foloseau glume, paradoxuri, cum să spun, era totul foarte animat. Or, lucrul ăsta intra oarecum în contradicție cu atitudinea mult mai sobră a rabinilor.
Și atunci, sigur că această mișcare până la urmă a fost considerată ca o decădere din punct de vedere spiritual. N-a mai fost considerată chiar o practică spirituală, ci, domnule, e un mod de viață. E un mod de viață foarte corect, foarte moral, conform prescripțiilor, dar nu necesită așa. Nu, lucrurile nu stau așa. Lucrurile sunt mult mai profunde. Am să vă dau un exemplu. Dacă n-ar fi fost atât de profunde, acest hasidism n-ar fi conviețuit cu creștinismul atât de bine, fără niciun fel de conflict. Nu numai că niciun fel de conflict, dimpotrivă, cu o armonie cu totul specială. Și am să vă redau o simplă întâmplare legată de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov închiriază o căruță, un căruțaș care să-l ducă dintr-o localitate în alta. Și are revedere de la soție, pleacă, după un ceas se întoarce cu căruța respectivă înapoi. Și soția îl întreabă, ai uitat ceva, rabi? Ce s-a întâmplat? Nu, am plecat la drum cu un necredincios. Cum adică cu necredincios? De unde știi că e necredincios? A trecut pe lângă o troiță și nu s-a închinat. Vedeți? E foarte important. E foarte important. Asta este o dovadă a faptului că acest caracter popular, care a fost exagerat până la urmă în aprecieri, este o măsură a calității vii, a efectivității practicii spirituale. Felul cum se pregătește pentru rugăciuni, felul cum are grijă de ceea ce este în jur, reținerea pe care o are față de exagerările de orice fel, nu? Până la urmă, religia, despre asta este vorba, o religie este o cale de a te întoarce la Dumnezeu. Or, ce spune Baal Shem Tov, ce spune Bești? Păi trebuie să-mi arate exact cum să face lucrul ăsta. Adică nu degeaba cunosc eu și citesc Tora și fac atâtea studii dacă eu nu sunt în stare să fac simplu o rugăciune eficientă încât să fiu ascultat de Dumnezeu. Așa, în câteva cuvinte, sigur, am putea spune că hasidismul are patru trăsături fundamentale. Acest hasidism de care vorbim noi și care este, hai să spunem, varianta modernă a hasidismului. Primul este entuziasmul religios care s-a transformat într-o mișcare revitalistă. Un entuziasm, o emulație religioasă care a păstrat, totuși s-a păstrat în limitele și în reperele normale ale unei vieți religioase și de care era nevoie. Aduceți-vă aminte că pentru evrei istoria este o istorie sacră și această istorie sacră este obligatorie o istorie ciclică. Deci și pentru ei, nu? Și evreii se pregătesc pentru asta s-a și înființat statul Israel. Știți foarte bine că una din condițiile acestui sfârșit de ciclu este reunirea tuturor evreilor din diasporă, nu? Din exil, reunirea și refacerea unității lor. Nu? O a doua trăsătură este relația dintre unii practicanți vizionari, deci care aveau viziuni, nu? Și care devine la un moment dat un șef recunoscut, un conducător recunoscut al comunității și toată masa de credincioși este întotdeauna foarte atentă și foarte receptivă la tot ceea ce face acest conducător. Acesta este țadicul. Țadic, așa se numește, nu? Adică omul drept. Că despre asta este vorba. Despre omul drept. Omul care știe exact ceea ce trebuie făcut în amănunt, în detaliu. Un al treilea element ar fi ideologia mistică a hasidismului, este derivată din cabală. Dar pe o treaptă, i-am spune noi vulgarizată, ușor vulgarizată, dar nu trebuie înțeles lucrul ăsta în sensul peorativ al termenului, ci ceea ce înseamnă în latinește vulg, adică popular. Nu? Popular. Și, în fine, a patra tăsătură, ideile religioase generale devin valori individuale etice. Vedeți, noi atunci când vorbim de metafizică și de ezoterism, am spus întotdeauna, problema morală este una neimportantă. Ea este una neimportantă din acel punct de vedere, dar acolo trebuie să ajungem în final, pentru că dincolo de orice teorie și de orice aspect foarte sus, foarte înalt al doctrinei,
ea trebuie să-mi asigure mie eficient comunicarea cu Dumnezeu și mersul meu spre adevăr. Nu? E, faptul că școlile nu mai sunt atât de numeroase și acest hasidism până la urmă nu face decât să oarecum să răspândească ceea ce era accesibil maselor, adică face o legătură din punctul meu de vedere între calea îngustă și calea largă, între ezoterism și exoterism. Sunt și, în același timp, sunt și niște, cum să vă spun eu, și niște elemente care s-au perpetuat din vechile mituri gnostice, de exemplu, și care sunt folosite, de exemplu, al lui Basilide, secolul II, și care sunt folosite în poveștile hasidice. Adică povestirile hasidice nu sunt numai niște întâmplări din care se trage o învățătură simplă. Ele au și alte niveluri de relevanță din punct de vedere spiritual. Ele pot merge foarte sus. Și aici pot să vă dau un alt exemplu. Baal Shem Tov, Bești, merge dintr-o parte în alta, dintr-o localitate în alta și trece pe lângă o pădure. Și se lasă seara, la lizierea pădurii vede o căsuță, intră în căsuță, o bunică cu nepoțica ei, stăteau în fața focului. Și îl primesc pe țadic, îl primesc, Marle Gaon, Magidu, îl primesc. În fine, și la un moment dat el studia, bineînțeles, textele pe care le avea asupra lui. Dar bunica ce spune? Îi spune nepoatei, este ora, este momentul. Atât i-a spus. Fetița a înțeles, era momentul să se culce, pentru că era târziu. E, ceea ce se produce în Bești, în Baal Shem Tov, este extraordinar. Începe să plângă și plângând ridică foile pe care le avea, manuscrisele pe care le avea asupra, le ridică deasupra capului după un obicei vechi rabinic și începe să danseze plângând cu ele deasupra capului. Bătrâna e foarte mirată și întreabă ce s-a întâmplat și îl spune, când ai sprostit, a venit momentul, mi-am adus aminte de momentul în care ne cheamă Dumnezeu în final la el, aspectul escatologic. Vedeți? Lucruri care merg foarte departe, nu sunt niște simple detalii. Hasidismul apare în forma în care apare și pentru faptul că în această istorie ciclică umanitatea se apropie de o mare transformare, de o mare trecere, care se numește în diferite feluri, nu îi spunem din punct de vedere escatologic, sfârșitul lumii, mă rog, schimbarea și așa mai departe. Le știm în fiecare tradiție cum decur. Prin urmare, umanitatea nu mai este capabilă, masele mari de oameni, de credincioși, nu mai sunt capabili să înțeleagă doctrina în amănuntul ei. Și pentru asta, în fiecare tradiție, găsim câte o expresie simplă. Și o să vă dau un exemplu din aceeași zonă semitică. Se spune că atunci când greșeai, pe vremea profetului Muhammad, dacă greșeai un singur sunet într-o rugăciune, era un dezastru. La sfârșitul vremurilor, este suficient numai să amintești numele lui Dumnezeu, să spui Allah și lucrurile se rezolvă. Și acum să vă spun o mică poveste care s-a transmis tocmai pentru ca să vedeți de ce am spus că hasidismul este o formă circumstanțiată din punct de vedere al momentului istoric în care el apare și în care se dezvoltă. Se spune așa că Baal Shem Tov, atunci când avea o problemă, se ducea într-un singur loc, în pădure, aprindea un foc și medita, se concentra, nu? Ajungea la contemplație. Asta este, avea viziunea și știa să rezolve problema respectivă. Mai târziu, după el, Magidul din Meserici se duce și el în pădure, dar nu mai știe să aprindă focul. Și atunci începe să se roage. Și se roagă, se roagă, se roagă și rezolvă problema, dificultatea pe care o avea. Mai trece o generație. Și se spune că Rabbi Moshe Leib se duce în pădure, știe unde e locul, dar nu mai știe să facă rugăciunile. Și atunci, pentru faptul că a recunoscut locul
unde se ruga Marele Magid, da? S-a rezolvat problema. Și apare a patra generație după el, când Rabbi Israel din Rishin stă acasă, pe fotoliul lui, pe scaun, și povestește lucrurile pe care eu vi le-am povestit acum. Și lucrurile se rezolvă. Vedeți? Este tot o poveste hasidică. Asta ne arată că umanitatea îi scade capacitatea de a comunica cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu, și aici este ideea cea mai importantă, Dumnezeu în mila lui, în dragostea lui, înțelepciunea lui infinită, el vine către om. Or, hasidismul tocmai pe asta se bazează, pe acest gest de caritate cosmică, de caritate infinită pe care Dumnezeu manifestă față de om. Încă o poveste, pentru că vorbim de povești hasidice. Vine un credincios, se întoarce în satul respectiv și se duce la templu și la templu nu mai știa rugăciunea. Și se așează în ușă și în timp ce rabinul împreună cu ceilalți oficiau slujba respectivă, ritualul respectiv, el nu are altă soluție. Și atunci, cu lacrimi în ochi, cade în genunchi și începe să se roage și spune: Stăpâne, eu am să spun literele, sunetele, le rostesc, formează tu rugăciunile că eu nu le mai țin minte. Și Dumnezeu așa face. Sau un altul care vine la Baal Shem Tov și plânge și plânge și plânge și spune lui Bești: sunt un om terminat, sunt un om distrus, uite, am greșit și m-am dus la un alt rabin și am spus rabinului cu ce am greșit. Și rabinul mi-a spus că sunt un om pierdut, nu mai există niciun fel de speranță pentru mine. La care Baal Shem Tov îi spune, tot în spiritul hasidismului, ca să vedeți ce legătură foarte puternică cu capacitatea aceasta scăzută a omului, ce înțelegere extraordinară, îi spune: nu e adevărat, ia câteva lumânărele de Hanuca și aprindere la templu. Și lucrurile s-au rezolvat. Și după care se întâlnește cu rabinul respectiv, iar Bești, Marele Magid, îl ceartă pe rabin și spune: cum ai îndrăznit tu să iei omului cel mai de preț lucru, speranța lui, nădejdea. Vedeți, sunt foarte multe asemenea povești rabinice care repet, foarte sus. Nu trebuie să le privim doar ca pe niște simbole, sunt niște parabole, dacă vreți. O să spună, sigur, lumea o să spună: domnule, dar nu sunt comparabile cu parabolele din Biblie. Nu sunt comparabile, dar sunt asimilabile la nivelul lor. Da, și sunt oarecum asemănătoare. Sigur că da. Și un om ca asta, care era considerat un sfânt, pentru că ei sunt considerați sfinți, acești mari magit, tzadik, gaon, sunt diferite nume în funcție de și de realizarea lor spirituală. Nu? Prin urmare, mi-aduc aminte și vedeți că vreau să mai povestesc ceva interesant, foarte pe scurt. Eram la Fălticeni și la Fălticeni a fost întemeiat ca localitate de comunitate evrească. Așa a apărut Fălticeni. Și povestea Vasile Robinescu, cum fiind în relații foarte strânse cu câțiva din evreii bătrâni de acolo, care știau foarte multe lucruri, care erau adevărate enciclopedii din punctul ăsta de vedere, domnul Vasile Lovinescu îi cultiva, avea relații foarte strânse cu ei. Și la un moment dat unul din bătrânii spune ceva foarte interesant. Când vorbește cu acest bătrân despre hasidism, despre tzadik, ce îi spune bătrânul? Ce știi că în cimitirul evresc de la noi, din Fălticeni, există o piatră de mormânt dinainte de 1800. Și această piatră de mormânt nu mai știm a cui este, pentru că nu se mai vede pe ea nimic, nu se mai distinge. Dar este cărare până la ea. Deci cineva vine la mormântul acestui înțelept, probabil că era unul din înțelepții, din acești oameni sfinți, drepți, cum vreți să-i numiți,
Și populația simplă reține, are această memorie a oamenilor care sunt, zicem noi, bine plăcuți lui Dumnezeu. Și deci după 200 de ani, 100 și ceva de ani, încă mai erau oameni care făceau acolo potecă la această piatră de mormânt. Ca să vedeți cât de vie este tradiția. Și eu personal, în fostul cimitir evresc pe care l-am vizitat din Fălticeni, care nu mai este operațional, ca să spun așa. Nu sunt decât niște pietre foarte vechi de mormânt și cineva din Israel plătește pe cineva care să mențină locul. Știți? Acolo, am văzut acolo niște pietre de mormânt absolut extraordinare, cu niște insemne, cu o simbolistică cu totul specială. Ăsta este caracterul hasidismului. Pentru că nu era posibil peste tot și nu toți rabinii aveau această capacitate de a răspândi lumina credinței și eficacitatea rugăciunii. E adevărat, au fost și practicanții hasidismului care au folosit chiar magia. Sigur, sunt lucruri care sunt greu de digerat și mai ales greu de înțeles pentru noi astăzi, însă cu siguranță că o carte ca aceasta, Muntele de Aur, este de aur. Este de aur pentru că nu este vorba numai despre tradiția hasidică. Aici este vorba despre spiritualitate în general. Și vă rog să fiți siguri că dacă hasidinii din, nu știu, de la Fălticeni, din Moldova, dacă vreți, că au fost foarte multe comunități evreiești în Moldova, n-au avut niciodată vreun conflict cu românii de acolo. Și asta a fost o cauză, să știți, pentru că ceea ce practicau ei ca și credință se întâlnea cu credința binecunoscută creștin-ortodoxă a populației de acolo. Asta dă valoare. Deci este o carte de aur cu adevărat și este un munte pe care poți să urci cu strădanie, cu răbdare, cu mare deschidere și, sigur, cu credință și cu iubire de Dumnezeu și ai până la urmă, la sfârșitul acestei cărți, eu vă asigur că știi că acel munte pe care ai început să urci este de aur și ceea ce te așteaptă sus este răsplata cea mai prețioasă pe care o poți primi. Și nu degeaba ați menționat acest spațiu geografic care are niște subtilități, niște conotații pozitive, am putea da. Este vorba despre Moldova ca spațiu geografic al României, pentru că putem menționa și faptul că celebrul, să spunem, cercetător în viață, Moshe Idel, s-a născut tot în Moldova. Sigur, sigur. Un om deosebit și un om care respecta și a cinstit întotdeauna locurile unde s-a născut. Asta este dovada că un asemenea om de asemenea valoare are și un caracter pe măsura științei de carte. Lucru mai rar astăzi pentru mulți dintre noi. Da. Muntele de Aur, minunatele povestiri hasidice despre rabinul Israel Baal Shem Tov și despre strănepotul său rabinul Nachman, recuperate de Levine Meyer din surse ebraice Yiddish, o carte publicată în colecția Sefer în cadrul campaniei online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Noutăți editoriale, a fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea. Îi mulțumim încă o dată pentru prețioasele și utilele informații despre această minunată carte. Noi ne dăm întâlnire la o nouă rubrică a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!